Ministerul Afacerilor Interne a emis ultima ordonanță militară din starea de urgență miercuri, 13 mai. Ordonanța cu numărul 12 scoate din carantină municipiul Suceava și celelalte 8 comune limitrofe asupra cărora a fost aplicată această măsură. Începând cu publicarea în Monitorul Oficial din această seară, se ridică măsura de carantinare în municipiul Suceava și în zona limitrofă, formată din următoarele 8 comune: Adâncata, Salcea, Ipotești, Bosanci, Moara, Șcheia, Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei. Ministrul Vela a ținut să le mulțumească locuitorilor municipiului Suceava și cetățenilor din celelalte comune care au respectat cu strictețe restricțiile impuse. Aș dori să mulțumesc compatrioților din județul Suceava pentru efortul, dăruirea și implicarea lor din această perioadă, când prin tot ceea ce au făcut, au avut grijă de sănătatea celor dragi și au protejat pe ceilalți cetățeni din zonele limitrofe și din toată țara. Sunteți eroii noștri, sunteți niște învingători și pentru toate acestea vă mulțumesc din suflet. Vela a mai menționat și importanța acestor măsuri destul de controversate care și-au atins scopul. Ordonanțele militare, toate mesajele care au venit către dumneavoastră și care nu au fost puține, nu au făcut altceva decât să consolideze acest zid împotriva unui inamic, invizibil și extrem de agresiv. Dar mai mult decât atât, ne-a făcut să realizăm că suntem mai puternici doar împreună. Cum nu există viitor fără prezent, așa nu poate exista o națiune puternică fără unitate. Și acum, în această perioadă grea, am arătat mai mult ca niciodată că putem fi uniți. De precizat că zilele trecute și orașul Țăndărei a ieșit de sub carantină prin ordonanța militară numărul 11.